la o nouă întâlnire alături de domnul profesor Andrei Marga. Bună ziua, domnule profesor. Ziua. Astăzi veniți cu o temă, cu o triadă care este foarte la modă, se poartă nu numai la noi, dar și la noi. Știri adevăruri, falsuri, de fapt vorbim despre fake news, pentru că așa este mai cunoscut și pe meleagurile noastre. Din păcate, unii și alții să zic așa, se cam folosesc de fake news-uri, în special în perioade așa mai uh, incomode politic. Uh, fake news-ul din când în când este mână-mână mână cu manipularea, pentru că uh, aceasta este rețeta cea mai uh, sigură. Uh, cu combătutul fake news-urilor e, e o mică-mare problemă, pentru că de obicei se lasă aceste știri false uh, să apară. Prin diferite difuzoare, după care uh, am observat, în special la noi în România, există o lehamită. O lehamită vis-a-vis de a combate, vis-a-vis -vis de faptul că oricum uh, cei care au emis acele știri false vor fi uh, cei credibili. Cum stăm cu fake news-ul acesta, domnule profesor? Totuși? Uh, da, nu e o problemă ușoară a societăților moderne actuale. Uh, ca să fac foarte, foarte scurtă istorie, sigur, deja după al doilea mondial, doi oameni foarte calibrați, foarte informați, gânditori, oricum și Adorno, au semnalat că se intră într-o societate, deci lumea modernă intră într-o formă în care Mediatizarea va înlocui realitatea. Adică, ceea ce contează în viața societății vor fi mediatizările mai mult decât faptele. Ceea ce însemna că e o diferență între mediatizări și fapte. Acesta este un aspect. Al doilea aspect. Sigur, chiar din România a apărut principalul suport al teoriei internaționale a societății minciunii un istoric german de prim plan, uh, contemporanist, Wolfgang uh, Reinhardt, a publicat o carte, o să vă arăt imediat, uh, Unzere uh, Lügengesellschaft, pe românește Societatea Noastră a Minciunii. Acest uh, român, psihiatrul uh, George Sherban, el trăiește la New York, este unul dintre cei mai mari psihiatri din lume la această oră, el a dat o carte, uh, <coughs> Lying the Second Nature of Human Being, mințirea, a minții, a doua natură a, a, a omului. Și sigur, cu aceasta s-a lansat din nou discuția cât se minte în societate, pentru că fake news-uri sunt o variantă, o formă a, a minciunii. Venim mai încoace. Sigur, s-a petrecut o schimbare în societățile în care noi trăim și anume și mediatizarea nu e ultimul lucru. Mediatizarea este dependentă de comercializare. Ea e comercializată, ea depinde de forțe care sunt în spatele ei mai mari. Deci, iată, foarte rapid. Ajungem se... la manipulări, uh, ajungem sigur, la. Sigur, sigur. Deci, iată ce trăsături are societatea în care noi trăim uh, și această, acestea le menționez doar pentru a vedea că e o problemă mai gravă, mai amplă decât uh, suntem obișnuiți să discutăm. Dar, sigur, noi, ca cetățeni, fiecare suntem atinși de fake news-uri, de deci știrile false, să rompe românește care se distribuie. Uh, Tot fenomenul acesta părea inevitabil, părea imparabil, părea de, de neocolit până când a apărut uh, cartea cu care candidatul republican Donald Trump s-a lansat în campanie, o carte a lui foarte bună, cred, de prezentarea propriei viziuni, pot să fi sau nu de acord dar ei, viziunea al lui, candidatul care a și câștigat, și el a semnalat cât de mare este Preocuparea pentru fake news-uri în redacții, cât de mare este în instituții alocate mediei și cât de uh, mare este falsul care se distribuie în societate. Sigur, autoritatea unui președinte american e mare și, în acest uh, caz, el a tras atenția de spus, asupra întregului fenomen. Dar, sigur. Dar uh, și pericolul este la fel de mare uh, în cazul unui președinte american, în cazul în care este descoperită vreo neregulă, adică vreun fake news și este dus până la capăt. Acum, adică uh, sigur, și uh, sigur acum, uh, noile presei noi, americane am văzut. Noi nu putem moment. să spunem că orice critică la adresa autorității este fake news. Deci trebuie spus clar, sunt critici și critici. La fake news e vorba de o chestie simplă și anume știre care este falsă. Acum, sigur, noi trebuie să discutăm aici ce e falsul ce e minciuna. Aici e o, un termen care nu e foarte clar chiar în discuția publică la noi. Foarte deci, da. fals și minciună, da? Da, da. Sigur. Aici avem în vedere, prin fake news, știri false, știri mincinoase, ca să traducem mai direct. Ce înseamnă minciună? Dacă suntem serioși, nu avem altceva decât să ne păstrăm la o definiție a minciunii dată de Augustin. Celebrul părinte al creștinismului european, celebrul inițiator al formei europene a creștinismului, Augustin, el a spus simplu, minciuna este afirmarea unui fals cu intenția de a înșela. Pentru că poți să susții lucruri care false, dar fără să vrei să înșeli, nu? S-ar putea să nu cunoști o teorie fizică sau nu cunoști un fenomen fizic, mai cum să-l explici e ei în brațe o teorie care nu mai rezistă, dar asta e o altă treabă. Deci, două lucruri. Este minciună, este fake uh, uh, acolo unde se spun falsuri cu intenția de a înșela. Deci să fim foarte clar la aceasta ne referim când e vorba de fake news. Acum, sigur, în societățile noastre, Uh, există o adevărată industrie a falsificării, trebuie spus. Adică. Să luăm un exemplu. Sunt mari partide care nu uh, privesc cu ochi bun spunerea adevărului. Vor să spună uh, altceva. Un alt adevăr. Uh, vor să spună adevărul, uh, altceva, uh, adevărul, lor. Uh, adevărul lor, dar uh, nu există adevărul lor sau al meu. Există adevărul care dar e adevăr. Dacă așa, nu să că de... există adevărul uh, meu și al lor. Există, aveți dreptate aici. Este azi, mentalitatea relativistă, după care adevărul depinde persoana. Este oribil, dar aceasta se, 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 se întâmplă. Uh, dar revenind, sigur, noi suntem în fața unor uh, fake news-uri care sunt uh, chiar grosolane. Ați uh, amintit din alte părți, dacă putem lua chiar, chiar din România, nu? Oricum s ajungeam s -s la să iau, să iau câteva, câteva exemple, nu? Putem discuta despre justiția română. Ne facem o iluzie să spunem că ea e în regulă. Nu e în regulă. Ea trebuie schimbată. Nu, nu, e, e, nu este, bineînțeles. Dar fiecare din punctul lui de vedere. Bun, dar ea e în regulă numai când va fi adusă în legi care, care prevăd și răspunderea fiecăruia decident. Și avocat, și procuror, și judecător. Deci, pe în ce cazul de față, atunci fake news-ul. News aici este următoarea. Știrea parsei e următoarea. Se atacă inițiative care pot să fie sau nu de acord cu ele, trebuie să recunoști că ele sunt necesare în România. Să fiu simplu. Inițiativa după care, unu, și magistrații trebuie să răspundă. Inițiativa după care nicio persoană nu are voie să numească judecători. Persoanele nu numesc, autoritățile numesc, care sunt altceva decât persoane private. Iată două corecturi ale justiției care e acum, care nu-i bună, care trebuie făcute, ori vedem bine un atac un fake în Europa, că se distruge statul de drept. Nu are nicio legătură. Este un fake news care circulă. Asta cu statul de drept. Poate-mi explicați dumneavoastră, domnule ministru, că în ultima perioadă s-au acest și prin acest studio, prin acest platou, diferiți analiști, politicieni, jurnaliști și am întrebat și eu și alții cum se poate cuantifica statul de drept. Adică acum... Am văzut ce s-a întâmplat în Parlamentul European, probabil și dumneavoastră ați dorit să faceți o scurtă referire la uh, acel vot din Parlamentul European, adică mai generic uh, vorbind, fonduri europene versus stat de drept. Cam, cam la acest lucru se reduce ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută în Parlamentul European, la votul uh, dat. Uh, cum se poate cuantifica? Pentru că la alte chestiuni uh, se mai poate, inclusiv la acel MCV care, uh, care e mai dăinuie da, da. și pe plaiurile noastre, acolo ai niște puncte, ori le da, bifezi, da, ori nu da. le bifezi. La statul de drept, ce bifezi? Da. Deci, de unde pleacă discuția în Europa actuală? Pleacă pe de o parte de la niște fapte, <coughs> pe altă parte de la o confuzie de noțiuni care este și în limbajul oficial. Foarte uh, bine. Faptele. Faptele, faptele care, -au, care au fost folosite ca argumente sunt... Decizia din unele țări ca judecătorii Curții Supreme să nu fie, să fie filtrați de Parlament. Aceasta este o decizie care a fost interpretată ca o încercare de a numi uh, judecători Acum, și aici e o confuzie uh, de altă natură, și anume, și în Statele Unite judecătorii sunt. Propuși de președinte și trecuți prin Comisia Senatului și prin Senat, prin, prin Congresul American. Deci nu e o altă procedură pe pământ decât aceea, cea mai bună, cea care e parlamentară, să ne înțelegem. Dar, sigur, Comisia Europeană s-a legat de faptul că în Polonia, ca să fim clari, s-a recurs la aducerea judecătorilor sub un control mai strict al Parlamentului. Oricum erau numiți, dar totuși voiau mai strict. Partidul de la guvernare a să-i schimbe pe toți, ceea ce, mă rog, ei au argumentat că respectivii sunt oricum au tendințe politice și nu mai sunt judecători obiectivi. Se poate discuta. De asemenea, s-a discutat statul de drept în, pe cazul Ungariei în legătură cu libertățile presei. Au dispărut niște ziare, știm bine, s-au luat niște măsuri, bun, se poate discuta. Deci, de aici a plecat discuția prin statul de drept. Acum, noi trebuie să distingem aici o confuzie oficială foarte gravă, cred eu, și anume confuzia între stat de drept democratic și stat de drept. Stat de drept este un stat bazat pe reguli. Deci nu pe abuzuri, nu pe golănii, nu pe vorbe goale, ci pe reguli. Dați-ne un exemplu. Păi să vă dau un exemplu. De stat de drept, fără democratic. Uh, stat de drept, fără democratic? Păi Mussolini era un stat de drept. Mussolini avea și, și juriști teribili în jurul lui. Atenție, Panunțiu nu era un oarecare. Uh, putem da și alte. Deci dictaturile sunt și ele state de drept. Dacă sunt Organizate riguros pe acest pattern. Uh, uh, nu toate dictaturile sunt state de drept, dar state de drept este. Problema este să fie un stat de drept democratic, un stat de drept care asigură libertăți, asigură drepturi democratice, asigură pluralismul politic, asigură controlul. La noi toate public. acestea pe care le-ați enumerat există. Păi, nu numai că există. Discuția despre statul de drept din România, la ora actuală, este, o spun cu toată răspunderea, forțată. Și bazată pe o confuzie de noțiuni care se cultivă, din păcate, la București, la, la vârfuri de la București, și anume: România trebuie să facă stat de drept democratic? Să ne uităm în Constituție. Părinții Constituției Românești actuale și făceau clar distinția și vorbesc de stat de drept democratic. Ce, asta e miza României, pentru că stat de drept am avut și înainte, dar pe alt drept, să spunem, să fim foarte simpli, pe alt registru al libertăților. Aici e vorba de un stat de drept cu recunoașterea libertăților, drepturilor fundamentale, pluralismului politic, etc. etc. Bun, deci atunci... diferența aceasta trebuie făcută, clar. Dacă nu se face, atunci vedem bine ce se întâmplă. Aici e un plin de fake news-uri. Dacă în România se schimbă uh, legislația uh, penală, legislația care reglementează toate funcționarea justiției, atunci afectăm statul de drept. Nici vorbă. Această legislație trebuie schimbată, ea e bolnavă la această oră, degeaba ne facem iluzii, încă o dată. Nu, nici într-o țară magistratul nu e exceptat de la răspundere, nici într-o țară magistratul nu e numit după că unei persoane, oricine Domnulem, ar Nisu, Care ar fi instituția din România la ora actuală care ar putea cât de cât să. Regleze să dea un verdict față de ce este stat de drept și ce nu este. Bine. Avem instituție? A, 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 oriunde Parlamentul este instanța ultima. În democrații. În democrații, Parlamentul întruchipează suveranitatea poporului. Peste, și aici e o confuzie. La noi se crede că președintele întruchipează. Nu, președintele nu întruchipează aceasta. Suveranitatea e întruchipată numai și numai de Parlament, să ne înțelegem. Aici e o confuzie. Bine, care la președinte face... știți de ce? Pentru că în ultima perioadă da. în ultima perioadă vin cei care sublinează acest lucru cu forța și cu rolul președintelui, cu legitimitatea domniei sale ca și cantitate de voturi. Nu, nu există aceasta. Păi, eu vă spun ce se spune. Știu, știu, dar nu, dar nu există. Cum să ne înțelegem cu legitimitate, așa aici e o confuzie în, în, România, în primul rând. Un vot îți dă o legitimitate pentru anumite lucruri, nu stă pentru toate lucrurile așa din lume, este. din lume. Deci aici, aici e, 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 e păcat că juriștii nu clarifică e, e, mai, mai, bine chiar decât mine, nu e problema aceasta. Dar în, ultima, dar, în, dar în e se clamează tot mai păi des. Păi se clamează, dar nu e just. Nu e corect, nu e juridic, nu e legal dacă vrem, da. Și nu e legitim. se mai clămează o chestiune care nu s-a clamat să zicem acum un an, doi, trei, patru. Atunci instituția Curții Constituționale era una simpatică, era una agreată. Acum parcă ar fi adversarul unora și altora. Curtea Constituțională actuală ne place, nu ne place? A, a dus justiția română pe o cale normală. Și pot spune asta, pot să vă mărturisesc cu o experiență personală. Cel care pune sub semnul întrebării activitatea Curții Constituționale se înscrie în tot ce înseamnă stat de drept? Nu. Curtea Constituțională, potrivit definițiilor care sunt, acum, sigur, e o discuție lungă privind democrațiile europene la ora actuală. Să o spunem direct democrațiile, sau mai bine zis, statele democratice sunt apărate în ultima instanță de curțile constituționale. Curțile au căpătat un rol mai mare în ultimii 30 de ani decât oricând în istoria anterioară, cel puțin. De și atunci, potrivit definiției actuale a statului chiar de drept democratic, Curtea Constituțională este instanța ultimă, dar ea nu este instanță de producere de legi sau de producere de sentințe, ea este instanță de verificare a conformității cu Constituția. Deci, Uh, aceasta e o, o poveste o, care nu are niciun rost Curtea Constituțională nu dă totdeauna Cum să zic, deciziile pe care eu le-aș vrea ca cetățean Sau, sau dumneata, sau dar oricine are, altceva Dar, cum? dar, dar Curtea Constituțională Dar Curtea, spuneam să... de o experiență personală De pildă, actualul Sigur, Curtea are și ea o problemă uh, Încă nu s-a intrat la erata Erata falsificată cu aberația care s-a creat în 2012, care din păcate tot un e în spatele ei, dar nu ne ferim la clujeni acum. Poate face o emisiune numai pe dar, 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 Da, poate se poate face. Dar la ora actuală, sigur, Dornea nu place, nu place multora. Eu am lucrat cu el fiind oameni în opoziție. El era PSD, noi eram Convenția, dar a fost o cooperare foarte bună. Chiar din Constantinescu atunci a insistat ca el să rămână să verifice În perioada respectivă, fake news-urile existau? Fake news existau în perioada aceea? Uh, sigur, existau da? pentru că ce se întâmplă? Intoxicări? Uh, Câte cât, cât vrei, cât vrei. Mai ales când faci reforme, te intox cei care se opun reformelor, cei care vor să facă ei reformele, uh, de, intoxică opinia. Deci fake news-uri au uh, existat și atunci. Acum, fake news-urile la noi au și această formă. Jurnalistul, de multe ori, din vari motive, uneori și din ignoranță, ia un fapt, dar îl izolează de context, îl izolează de restul faptelor și el spune că asta e ziaristică. Ziaristica nu este aceasta. Și aici noi trebuie să venim din nou la un concept părăsit, din păcate, al culturii mai clasice, conform căruia faptul trebuie reconstituit în întregime și asta înseamnă să iei înseamnă și contextul. Domnule profesor, n-am cum să nu vă întreb, Orice. pentru că la începutul ediției discutasem de politizarea unor instituții, poate inclusiv legislația care stă la baza unor instituții cheie din România, este greșit concepută și de aici probleme cu statul de drept, poate. Și vă întreb așa, inclusiv Curtea Constituțională este, este o instituție care se formează, este formată pe baza algoritmului politic dat de către Parlamentul României. Consiliul Național al Audiovizualului, la fel amprenta, amprenta parlamentară. Consiliul de administrație al televiziunii române, la fel amprenta parlamentară. Cum ar fi mai bine să existe aceste. Pentru că cei care sunt, au fost ieri supărați pe curtea constituțională, azi nu sunt supărați și invers, întotdeauna fac referire la faptul că e politizată Curtea Constituțională, e politizată televiziunea română, e politizat Radio România? Deci aici două observații. Prima, cine iese din politică, cine vrea să scoate o societate din politică, o scoate din democrație. Nu e posibilă democrația fără să nu recunoști un rol politic. Acum, noi facem mai... Nu avem timpul să intrăm. Politica nu înseamnă ceea ce se înțelege la noi. Îmi aranjez clientela, îmi aranjez ba chiar nepoata sau fica sau fiul. Slamica sau nu știu ce. Înțelegere. Asta nu e politică. Da. Asta este, este, cum să zic, o... O chestiune degradată care, din păcate, se mai practică la noi. De, de aceea România încă nu contează pentru că se observă aceste, la eu aceste lucruri. -a, bun, așa. Bun. Și a, a doua. Deci, nu se poate ieși din politică. Doi. Doi, do do a doua observație. Păi, Curtea Americii Constituțională, judecătorii supremi, sunt cum am spus mai devreme, trecuți prin congres după ce președintele propune atunci când e sorocul uh, numirii altuia. Curtea Germaniei, dar, dar e exact la fel. Ce putem la orice curte. Bun, acum intră în, în rol, sigur, ce fel de oameni sunt aleși la curte? Acum în România are o problemă grea. La, noi numim la Curtea Constituțională oameni procurori. Asta este o mare aberație, se vede bine. Respectivii se opun la orice. Asta nu se face, domnule, dacă ești jurist. Da? Mă, mă tem că putem discuta cât de juriști sunt unii. Deci, profesionalismul contează și de aceea am spus-o mereu. Uitați-vă ce fac curțile constituționale, foarte politic numite și în Italia, și în Germania, fac o analiză foarte obiectivă a justiției. Ce spune Wolfgang Reinhardt? Buna, el spune că s-a intrat în societatea minciunii, cum spune el, el spune simplu, uh, din multe motive s-a intrat în această societate, uh, adică se minte pe șleau, ba chiar se consimte la mințire, ba cam se consimte de către cei care ascultă minciunile să fie mințiți. Sigur, e o analiză mai complicată, oricum, e cea mai bună lucrare de analiza ponderii minciunii în societățile actuale. Sigur, e și o întrebare. Cum se poate ieși din minciună? Se pot ieși pe două căi. El tratează una din ele. primul, așa nume venirea fiecăruia la veracitate. Veracitatea e o noțiune care la noi, din păcate, nu e acreditată bine. Veracitatea înseamnă a fi onest, a fi cinstit, dacă vrei să traducem, deși cinstit e prea larg termenul. A spune ceea ce gândești. A relata faptele așa cum sunt. Deci, atât mai multe lucruri în veracitate. Și el spune, numai dacă revenim la veracitate, vom mai putea salva situația a doua măsură care eu o susțin este aceea de a aduce reglementări în domeniul ăsta. Nu va merge la nesfârșit cum este, pentru că altfel vom intra, o să vă aduc o carte splendidă a unui italian englez, uh, intrăm în societatea paranoică. A doua, am adus aici, surprinzător, cred că, un interviu cu Tom Dachino. Toma Dachino se știe când a trăit, nu? Și el spune simplu, dum haiti zünde. prostia este păcat. Prostia celui care acceptă falsul, și prostia celui care emite, emite, falsul. Da. Este un interviu, de fapt e un extras, ne putem pănuit, făcut de un ziarist strălucit din Germania, Hans Conan Zander, un interviu cu Tom Adachin asupra problemelor actuale ale societății. Uh -huh. Și sigur, el arată foarte clar cât de mare păcat este să nu-ți dai seama că e minciună, să participi la minciună și să o minciuna. Oricum, o, o, o argumentare extraordinară și foarte spectaculoasă. Încă o dată, Dumhaiti de prostie este păcat. Și un, o carte, iarăși, absolut spectaculoasă, este de cel mai bun filozof al gesturilor cotidiene de la Oraasul Pan Mondial. Este un englez de origine italiană, Julian uh, Bagini. Aici am cartea lui italiană, Il Potere de la Lania. Puterea uh, Laniei. Lania se traduce în românește cu geamăt în fața unui abuz cu prima reacție în fața unui abuz, cu fremăt în fața unui abuz, cu nemulțumire în fața cu, cu reacție pe scurt în fața unui abuz. În franceză e în italiană e lania, foarte frumos cuvânt. Sigur, el spune simplu, vom normaliza situația inclusiv în media, în distribuția de știrmă, se referă el, dacă vom reacționa la, la aceste falsificări. Cu reacția la, la orice falsificare cu reacția numele idei că nu așa ar trebui să stea lucrurile, începe, spune el, orice înnoire din istorie. Interesant și vă mulțumesc, domnule ministru, atât pentru astăzi la dialogurile cu profesorul Andrei Marga. Data viitoare vom continua cu alte teme incitante. Toate cele bune, rămâneți alături de noi.